Bun, să stai de nemulțumire așa, da? Uite, uite, Adi. Ați redactat asta? Da, da, primul, da. A doilea am făcut-o. E F egal cu 2 radicale 3? Calculați. Deci e F. E F asta. Este, știu, de că e? 2 radicale. 2 radicale între. Și ce trebuie să calculăm? Nu, chiar și A radicale. Ah, apoi. Sau A, B. Da. Mi-am făcut-o. Nu, nu complex apă, adică nu-mi place chestia asta. Nu știu, văd. Să vedem. Adi, asta e iubire. Asta e iubire. Latura, Gabriel, latura, atâta, fugurii. Am notat fugurii. Cât e de prima? De prima. De prima, aha. Din fața asta. De L radical din 2. Vezi? L radical din 2. Ai putea să afli pe toată A ce prim? Da. E L radical din 3. Da. E L de 3 ori ce prim? Da. Deci este L radical din 3? Da. Hai să zici și noi. A de prim egal cu L radical din 2. A ce prim egal cu L radical din 3. A B egal cu L. Și ni se cere EF, EF este 2 radical din 3. EF e parte din cine? Și au pus aflăm ce prim. Care e EF? Da. Dintre... EF e parte din AC prim. AC prim, da. Adică trebuie să aflăm ce prim să dai. Deci... E vreo radical din 3. Deci AC prim să compune. AC prim, care este L radical din 3, se compune egal mai departe. Egal cu AE. AE. 4 radical din 3. AE și cu E, E, E. AE plus 2 AE. De 3 ori 4. De 2 ori AE. A, da. 2 AE. 2 AE plus E. 2 radical din 3. Plus 2 radical din 3. Deci iată că avem egalitatea așa asta. E radical din 2 AE plus 2 radical din 3 și AE cât ar veni? AE o putem afla pe altă parte? AE? Da. Întrebi AE. Ne trebuie în lui. Cum legăm... Da, eu am dus într-un video... M-am dus într-un video de prim, ce prim A. De prim, ce prim A. Care este trunchi dreptunghic în de prim? Este trunchi dreptunghic în de prim. Așa. Și asta e L, asta e L radical din 2, asta e L radical din 3. Da, numai că avem așa. 16 ori 3, adică ce prim A la a doua. Ce prim A totul la a doua. E 16 ori 3. De ce 16 ori 3? Pentru că știm că F e 2 radical din 3. Da. Cum F e O egal cu C prim F. C. Și egal cu EA. Toate sunt egale aici. Ce prim F egal cu F O egal cu ce prim F egal cu? F-o egal cu... De ce e egal cu F-o? Egal cu ea. Dar ce să spui? De ce să spui că asta? Pentru că așa arată. De nu că arată cu F-o. Nu. Ce ți-i zic? Dar am spus mai devreme că nu-i triunghiul acolo echilateral. E obligată să fie mediană. Da. Păi de ce? De ce? Nu e adevărat. Ce fel de triunghi A, O, B? A, O, B. Este un triunghi isosceal cu vârful 9. A, da, da.
O A, O B sunt egale, dar nu și cu ambele. Nu și cu ambele. Ce prim e egal cu ea. Egal cu ea, asta da. Și notăm pe ea cu X. Ea cu X, hai să zicem. Deci asta este X. X este 6, da? Da. Și o să avem cu 2 radical din 3 plus 2X egal cu R radical din 2. 2 a e 2X. Da. 2X plus 2 radical din 3 egal cu L radical din 3. L radical din 3. E diagonala toată. Păi adică de prima. Dar nu de prima este. A ce prim? A ce prim? Deci L radical din 3. Da. Diagonala în cuplu. Așa, și facem aici o chestie între X și L. Vreau și eu. Păi 2 pe lângă x plus radical din 3 egal cu el radical din 3 x plus radical din 3 egal cu el radical din 3 x la 2. Întreg încă o relație între x și el. Ai zis foarte tare, foarte important. O relație între x și el. Alte relații între x și el. Da, adică s-a înțeles, nu? Deci am zis de două, x-ul ăsta și x-ul ăsta și cu toată asta. 2 radical din 3 fac L radical din 3. Și acum îți mai trebuie o relație între X, între X și L. Pe care ți-o folosesc aici și să scot pe X, elim și găsesc pe L. Încă o ecuație, ca să am un sistem de 2 cu 2. Între unghiul 2 e A. Avem L la 2, L la 2. D e A. D. D, D prim e A. D prim e A. E un triunghi, D prim e A. Avem că 2 L la 2. Egal cu X. În triunghi D prim e A. E A. E un triunghi ciudat aici. E triunghi dreptul chicâne. D prim e A dreptul chicâne? Da. D prim e, aici e minuna, e A, dreptul e când? E. Eu ce fie. Aici, asta, aici? Sau să mergem în triunghiul A, e B. A, e B. Da. Ce poți să fac? Că poți da, să zicem că A, B pătrat, egal. Bă, A, e B, e asemenea cu cineva. Care e A? A, e B, e asemenea. Cu D prim? D prim F. Sunt chiar congruente. Da. Dar e asemenea, zic eu. A, E, B e asemenea cu un alt triunghi. Ce? Deci A, E, B. Dar noi cu D prim, C, prim F. Nu mai au zis că sunt congruente. Sunt chiar congruente astea două. D prim. A, că dumneavoastră zis asemenea. Ce prim AB. Cu ce prim AB, că sunt dreptunghici amândouă. Ăsta ce prim AB este dreptunghica aici. Da, și avem corelație. Și au un unghi comun de unghiul A. Nici nu să mă gândesc. Da. Stai tu, Vârlă, una, păi, fă, ori eu. Deci, hai că lucrurile sunt foarte, vezi, aici,
Eu te atenționasem mai devreme că nu, nu-i bine. Că nu-i bine și tu ai mers, că l-ai forțat echilateral. Da. Și te-ai dus repede. Da. Păi îți plăcea că e foarte simplu. Dar, fiindcă îmi dă IEF, uite cum am gândit. IEF a fost bine bătăt cu X, că parcă e mai omenească relația asta, să fie mai, mai plăcut cu oricum. Deci asta și cu asta e egal X, deci 2X plus 2 radical din 3, asta face toată asta, 2 radical din 3. Și acum, obligatoriu îți mai trebuie o relație în X și L. Da. Și obligatoriu o relație în X și L a fost observația că triunghiul, care triunghiul, vreau să nu pot să fac, pentru că triunghiul A e D, A e D, A e D, triunghiul A e D. Și de desubt triunghiul, care e asemenea cu triunghiul, știți bine cum se face asemenea, asemenea, da? A, da. Asemenea cu triunghiul care? Ce prima, bă. Ce prima, B sau D prim, ce prima, dar îmi place aici, pe ce prim, A, B. Ce prim, A, B. Și motivăm de ce sunt asemenea. În paranteză, unghiul A e comun, A-ul ăsta. Îl văd și în E, A, B, și îl văd și în C, prima, B. Da? În paranteză scriți. Unghiul E, A, B, e congruent cu unghiul C, prima, B, cu C, prim, A, B. Și scrie în paranteză comun, comun. Adică îl văd și într-una și într-unghiul celălalt. E același unghi. Așa, atunci A e B, și asta este unghiul, la cazul de asemănare, două unghiuri trebuie să fie congruente. Păi da, A e B cu ce prim B A. A e B, da. A e B. Congruent cu ce prim B A. Ce prim B A. Cu ce prim B A. Și fiind asemenea, acum îți permiți să scrii la numărul coordonatului unui triunghi. A e D. A e D și de desubt punem datorile C prim A, B. Și știți bine cum parcum spuneam, liniuță egală, liniuță egală, da? Și egală. Și spun A e sus A e, e, nici nu stai pe gândul, e, F, e, D, A e, e, D și A, D. De aici se potrivește C prim A. Să-i să vedem. A e, A e, e unghiul ăsta de aici. Ăsta cu cine ar fi? Nu, nu, nu mă descurc. E D, pătrula E D. E, e D. D. E D, e B. E B, e B. E B, dar am scris eu prostie aici, nu? A e B. A e B. B, 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 gata. A e, A, B, B și A, B. Da, B. Bun. La A e, la triunghiul ăsta, în triunghiul mic, lui A e, se pune unghiul ăsta. Dar fiindcă nu știu foarte bine care e cu care. Bun, deci la E, B, îi se pune E, B, îi se pune unghiul A. A, A este și în triunghiul. Da, 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 e, E. A, e tot A, corect, da. E tot A și ce prim, ce prim B. Ce prim B, vezi? Ce prim B. E, B. Și acum e ipotenuză. A, B, A, B, A, B, A, B. A, B, unghiul drept. Da? Ce prima? Și unghiul drept, ce prima? Ba, ce prima? Și nici nu mai a rămas AB. Și a rămas aici AB, dacă vreți completa, da? AB. În concluzie, A e, o știu cât e de mare A e? A e? X. Nu știu, da. Deci aici pot să mă duc, A e supra AB, AB e L. Da, X supra X supra L. E B, care nu știu. Gata, la revedere la portul ăsta. Nu-mi place. A, B, L, L, L. Supra, C, prim, A, care... L, adică din 3. Supra, L, adică din 3. De până se duce. Și de aici rezultă că X supra L, iau cu... X supra, era adică din 3 pe 3. Da, asta o duc la asta așa, un radical din 3 și scot de aici pe cine vreți. L egal cu X radical din 3. X radical din 3 egal cu L. L egal cu
sunt radical de întâi. Și mai avem o formulă cu... Avem o relație, pun sub ea. Că L egal cu X radical din 3. Și nu. Și nu vreau să-l aflu pe... Și mă modific pe a doua cu radical din 3. Pe a doua? Cu radical din 3. Din ce motiv? Ca să am radical din 3, ca să am 2 X plus 2 radical din 3, egal cu... Și aflu X. Da. Eu vreau să aflu pe L deodată. Deci eu scot pe X. Îl locuiesc. Că eu vreau să aflu pe L ce vrei, dacă asta e. Bine. Eu nu, în final, nu trebuie să aflu pe L, nici se mai chemeau. Deci de aici scot pe, pe cine? X egal cu L supra radical din 3. Adică radical din 3 pe 3. De acord? Da. X egal cu L pe radical din 3. Sau atunci vine L radical din 3 pe 3. Și 2 radical din 3 pe 3. Și acum locuim sus și rezultă. Ce rezultă? 2 radical din 3. 2 L. 2 L. Că e L radical din 3 pe 3. A, 2, da, 2. Dacă nu pui că L, m-am supărat pe tine. Da? Deci 2 L radical din 3 pe 3. 2 X, da? Plus 2 radical din 3. Egal cu L radical din 3. L radical din 3. Putem împărți pentru radical din 3 peste tot egalitatea asta. Da. Radical din 3, radical din 3, radical din 3, ca să mă mai încurc. Și 2 L. Și vine 2 L pe 3. 2 L supra 3. Plus 2. Plus 2. Egal cu L. Ducem pe L în stânga. Sau putem să amplificăm cu 2 pe 3. Cu 3 peste tot. Sau da, putem fi tot o casă. Și vine 2 L plus 6. Egal cu 3 L. 3 L. Acum 2 L duce... Adică 6 egal cu L. 6 e egal. Dacă duce pe 2 L în partea dreaptă. Așa. Și lui e la cu 6. Da. Da, da, da. E egal cu 6. A, da, avem aceste aveți întrebă, da. E egal cu 6 foarte tare. Unde, unde vei să apă cu părut foarte tare? Momentul a fost foarte frumos aici. Asta asemănarea asta a fost teribilă. Deci după ce autorul îți dă EF-ul, îți dă EF-ul, știi că toate e L radical din 3, e diagonală. Asta că sunt egale de ai mutat cu X. Ai o relație în el și X, îți trebuie o altă relație. Altă relație. Trebuie să, să te dai peste cap până când găsești o altă relație între X și L. Îmi puneam problema asta, că puteam sigur. Doamne, nu, 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 de ce zici Doamne ferește? Zici Doamne ajută! Doamne ajută! Da, nu, 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 nu Doamne ferește! Doamne ajută! Haideți să vă spun și eu am fost încercat în problema asta, nu? Mă credeți că vă sunt cinstit, totdeauna să vă spun. Aia era la prima citire ca și la voi și am spus când am văzut, măi, e bine frumoasă, mi-a zis cu ei, o lăsă să-mi doia aie, nu se vedea prea bine. Ai cu X. Cu X, că am dat, am văzut, mă, trebuie încă o relație. Neapărat că trebuie o relație. Ce mă fac? Încă o relație. Și atunci, și atunci m-am dus, mă, dintr-o asemănare. Că triunghiul A e B, unde intră L și X. Că asta e X. Și triunghiul mare, A, C, primul B, ele sunt asemenea. Că sunt dreptunghice. Ca o pe A, o B. Cazul voi mă asigură asta. M-am dus pe asemănare, am scris raportul. Am găsit o corelație între L și X. Asta, că L egal cu X radical din 3. Și cu cealaltă, ne-am combinat, am lucrat, am scos pe X, am iertat X-ul, mi-a rămas numai L, L egal cu 6. Ce? Învățați din asta, cum anume, nu mă sperie din problemă. Ce fac? Bunea. Nu, nu, nu. Tot timpul trebuie să avem gândirea pozitivă. Trebuie să o fac. Trebuie să o fac. Ce fac? No. Unde, unde apuc? Ies stâng camera, fug din sală, ce fac aici? Stâng lumina? Ceva trebuie să fac, nu? Deci de aceea, de aceea lecțiile mele sunt naturale, sunt curate, îmi plac. Da? Plac pentru că eu chiar trăiesc, ieșiți problema asta. Nu,
o stare de asta. Și pe urmă ce să faceți? Are la treia. Asta e 4 la 2, nu? Da, 4 la 2 și 6 la 2. Are laterale, zic, 4 la 2. Da. Fără baze. Dacă ați fost la rectat totală, 6 la 6 la 2. Pământ de față, simt. Și el l-a tablat, ăsta e 6. 6, așa, tot este. Și a venit bine domnesc. Deci, da, foarte șmecheră, pe diagonale de data asta. Noi acum am avut un moment foarte important de problemă. Pentru că trebuia să fie cu planeritatea asta asigurată, să ne ducem în planul ăsta. Plan diagonal, se cheamă ăsta. Planul diagonal, da? Și acolo am lucrat foarte bine, s-a rezolvat problema și a fost momentul al doilea important cât de EF-ul. Bucățica asta și a descoperit o amintire. Da, o problemă frumoasă. Și acum, dați-mi, câte se asumă? Nu mai avem. Este 50. Nu mai avem, da, 9 minute. Ați văzut și pe la problema asta, ce urmează acum. Deci, arătați că nu există nicio pereche de nume naturală ABS. Adresați. Atenție, nu toate lasă. Că nu există. Că nu există o pereche de numere naturale A și B. Da, astfel încât numărul. Așa încât. Numărul 2 la A plus 2. 2 la A plus, A plus 2. 2 ori B. Plus. Plus. 10 la B plus 2 ori A. 10 la 2? La B plus 2. B plus 2. Ori A plus 14. Să fie pătrat. Ori A plus, da? Da, da, da. Plus 14. Plus 14. Să fie pătrat perfect. Egal, perfect. Perfect. Și de-aia plecare, de ce ai făcut? Ia. Am scris 2A. 2 la 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 2 și am încercat ceva pe acolo și nu e ieșit. Bunul simț, ce spui ție după câte experiență ai de listul ăsta? Bunul simț matematic. Am început să scriu fiecare teme ceva la a doua, mai după 14 nu putem să scriem ceva la a doua, adică pe cap. O să scriu 2 ori 7. Eu sumă. Mai nu degeaba a pus 14 ăsta. Deci nu degeaba a pus 14 ăsta. Poate să fie dat la... La întâmplare. Zice ăla la B plus 2, vedeți, 2 ori 5, știți? Eu aș zice că aici toată suma asta se termină cu 4. Da, pentru 10 la orice putere ori un număr e 0. 0. Și cu plus 14, toată e 4. Toate cu 4. Dacă aș putea să arat că aici se termină niște cifre care adunat cu 4 să-mi dea 2, 7, 8. Adică 3 și 4. În 3 și 4. Că... Dacă s-ar termina tot timpul în 3, 3 și 4, 7. 7 nu-i pătă pe 3. Nu-i pătă pe 3. Dacă se termină în 4, tot nu-i pătă pe 3. 4, tot nu-i pătă pe 3. Dar dacă se termină în 2, am încurcat. Am încurcat. Dacă se termină în 2, când se termină în 2 trebuie să analizez. Da. Când se termină în, în 3, să schimb cu... În 3 e bun, în 4 e bun, în 5, iar trebuie să analizez. Când se termină în 5, iar trebuie să... 5 cu 4 fac 9, da? Da. 6? 6 și cu 4 fac 10. Iar e și o problemă, iar 10 poate să fie pătrat perfect. Da. Așa că... Trebuie să o mai privim, pentru că nu... Dacă aveam 2 la A plus 2 ori B să, fie, să, de, să dea un număr care... 2 la ceva acolo, totdeauna ori... este un... Să vrem un număr care se vină în 3. E numărul par. Tot timpul. 2 la ceva e număr par. Număr par.
De la 2, de la 3, de la 4. Un număr par ori un alt număr. Ori un alt număr B. Va da tot timpul? Va da tot timpul par. Par. Deci 3 nu va să fie acolo. Deci 3 nu va putea să fie... Care nu așa nu mai 4. Nu mai 4. Să arătăm că e 4. Nu mai... Să arătăm că e 4 tot timpul. Da. Și cât să fie A, cât să fie B, ca să fie 4. Da. Deci tot timpul să fie multiplu de 4. Nu, ultima cifră să fie 4. Ultima cifră să fie 4, da? Nu multiplu de 4. Deci mai pic, asta ne-ar face jocul. Ne-ar face jocul. Indiferent ce A și B. Da. Deci indiferent ce A și B pune întotdeauna aici, da, să fie multiplu de 4. Să fie, să se termine cu 4. Să se termine ultima cifră cu 4. A, păi nu se întâmplă. Păi 2 la... Pentru că dacă eu îl iau pe... Azi zicem că e 0. Deci hai să începem. A egal cu 0. 0 pot să-l iau. Am să am 2 la... 2 la 2-a. Ori... B. Ai face 4 ori și B. Și B-ul ăsta poate să fie 1. De partea, dar dacă B luați 2. B luați 2. Mai bine. Și B-ul. B-ul 2, 8. Păi, dar mama spune orice B-ul A și B. Dacă dumneavoastră luați pe B2, nu-i vă face. Da. Că 2 și 2 e cea mai ușor. 4 și 2 ori 4, 8. 8 plus, o să dea acolo 10.000 ori 0, plus 14 pe 22. Deci ultima cifră este 2. 2. Care 2 plus 4, ăla e iară. Perfect. Deci... Mai analizat, dar cred că ai și se vede. Deci trebuie să arătăm... Mergem pe ultima cifră aici. Mergem pe ultima cifră. Deci să arătăm că tot timpul ultima cifră aici va fi, indiferent ce aș de, voi pune cu 4 la sfârșit. Ar fi foarte bine. Asta. Că altfel numai 4 plus 4 fac 8. 8. Și ăla a zis că e număr par obligatoriu. Pentru că 2 la orice putere, ori un număr, o să fie un număr par. Deci dacă un număr par, ori altcineva, tot par face. Dar nu ne asigură că ultima cifră e 4. Hai să vedem acum. 2 la A plus 2, a zis că este par, da? 2 la A plus 2, e multiplu de 2, păi 4. Dacă ai 1, 2 la 3, faci 8, ai 1. 8, iar e... 2 la 4. Dacă au 2, 2 la 4, 16. 16 ori B-ul care are contribuție. Păi A va, domnul profesor, A va de fi, A va, e din 4 în 4 la 2, ciclu, se repetă. 2 la 1, deci restul va fi 2, ultima va fi 2, 4, 8 sau 6. 2, 4, 8 sau 6, la 2 la ori. Da. 2, 4, ori 8 sau 6. Ori un B. Dar faptul că se adună 2, crește din 2 în 2, ciclul se reduce... Dar ultima cifră tot timpul, 2, 4, 8 sau 6 îți fie. 2, 4, 8 sau 6 și când se reduce din 2, sare plus 2 ăsta, nu, ciclul nu va mai fi de 4, va fi numai de 2. De 2. Deci poate să fie 4K plus 2, vă gândiți, nu? 2K plus 1. 2K plus 1. Deci se reduce ciclul la lungime de 2. Adică cât poate să fie? Adică numai 4 sau? Păi am zis așa, că 2 la A are ultima cifră, cât ai zis? 2, 4, 8. 4, 8. 8 și 6. Și 6. Da. Ori un 4, dacă mulțim cu 4 peste tot. Ori 4 peste tot, da. 8. 8. 4, 4, 6, 6. 4, 4, 6. 6. Ori 4, 3, 2, 2. Vedeți? Și 4 ori 6. Ori 4, 24. 4. Le are pe toate, vedeți? Deci se păstrează. Se păstrează. Tot. Acum, ori B care intervine, da. Noi vrem poate să fie B par sau impar. Da. Dacă impar, ce se întâmplă? Dacă impar, ce se întâmplă? Dar să le luăm pe B egal cu 2K plus 1. Atunci, la mulțire, face 8 și cu 4, 12. Deci dacă pui 2K plus 1, înmulțit pe 8, impar, adică, da, impar, cu 2K plus 1,
va face 8 ori 1, 8. Și cu 4 la 12, 2 e bun. Da, și cu 4 egal cu 12, adică cu 2 ultima cifră, da? Nu-i. Nu-i pătrat. Bun. Dacă mulțim aici cu 2 ca plus 1. Da, o să avem 6, nu? 6 plus 4. Nu-i 0 aici. Ne zic o problemă. Dacă aici e mulțit cu 2 ca plus 1. 4, iar nu-i dă 6. 2 și 4, 4. 6, iar nu-i dă în egal cu 6 și iar mă termină. Și acolo nu-i dă 4. Dacă cu 4, 8, nu-i face jocul. Da, da, unele nu bine. Da, 2, 4... 4 și 4. 4 egal cu 8. 8, ăsta-i bun. Ăsta-i bun. Trebuie să arătăm că nu se întâmplă așa. Pentru 6 și pentru 2. Asta când e impar. Când e impar... Cred că faci invers. 8 ori 2, 16 plus 4, 20, deci, vedeți? 8 ori 2, dacă ar fi par. 12 plus 4, 6. Ca orice număr poate să fie B-ul, noi am zis par și impar. Da. Dar poți fi din multiplul de 3K, 3K plus 1, 3K plus 2. Deci la multiplul de 3 și la multiplul de 4, cred că la multiplul de 4 trebuie să-l gândim pe acest B. 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. Și să vedem dacă în condițiile astea, în toate variantele înmulțindu-l cu 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 4, 4K plus 3, să ne dea de fiecare dată 2, cifre, 3, 7, 2, 3, 7, 7. Dacă cumva se întâmplă așa, atunci asta e idee bună. Dacă nu, trebuie să ne întoarcem de nou în exercițiu și să vedem dacă putem să-l vedem ca un pătrat perfect. Că trebuie să arătăm pătrat perfect ceva la doar. Ori asta... Ca să arătăm că nu există o perecheabe în așa fel că după urmă fi pătrat perfect. Nu este pătrat. Că nu este. Atunci să-l putem scrie ca un produs. Uite, putem să spatem un 2 factor peste doar. Da, asta am făcut și noi, da. Da. Și să arătăm... Și dăm paranteza aia... Deci da, da. Doi, un așa. 4... Numai 2 poate fi scos, dar acolo e 2 ori 7, mai 2. Da, numai 2. Și să fie un produs de un număr par și unul impar. Și un număr par și unul impar nu este pătrat perfect. Și atunci să analizăm toată paranteza aia, vedem dacă e număr impar. Da. Ei, da. Cam mult de analizat și nici nu știm. Da, e un număr exact, dar... Scoaterea unui 2 acela și cu un număr impar nu poate să fie pătrat perfect decât dacă mai asigur încă un 2, 2 la 2 acela peste tot. Da? Deci eu de aici scot un 2 la 2, de aici scot un 2 la 2, dar de 14 nu mai scot 2 la 2. Exact. Și chestia asta trebuie să mă dea peste cap. Uite, stai să-ți spun. Dacă, de exemplu, în mașină, 5 la 2, fac 25. 25 ori 2, 4... Da, pentru că dă 2 pe lângă, 2 la ori... Da, și tot așa, ok. Ori 2, 25 ori 2, plus 10 la B, ori 2, ori 1, 5 la 2, ori 1, cu 7. Vă dați seama și paranteză? 50, și dă 50. Și orice A am pune, o să dea cu 0 la sfârșit. Bun, hai să mergem așa. Hai să facem un factor comun, un 4 aici. Poți să spun, nu? 2 la 4? Da, 2 la 2. A, din primii două, doar din, fără 14, da? Fără 14. A, fără 14. Hai să-ți facem 2 la 2. Deci va face? 2 la 2, da. 2 la 2. Da. Adică 4 pe lângă. 2 la 6 s-o suple. Da, îi s-o umplut. S-o umplut, da. Deci, repede, dacă vreți, 2 la 2 pe lângă, 2 la A ori B. 2 la A ori B. Plus 2 la B. 2 la B. 5 la B. O 5 la a doua ora. 5 la a doua ora. Și plus 14. Și plus 14. Aici este un multiplu de 4. 4 ori ceva. Plus ăsta trebuie să arătăm că niciodată nu este multiplu de... aici mai poți zice 12. Și scot în factor comun
cât face, dacă scot în... Dacă vrei 12 plus 2, atunci mai putem să scoate 1 pe 4, iar și e 12. Nu. Dacă s-ar, pe 16, putem să zice 16... E 14. Pun aici un plus 3 în interior. Da. Și plus 2. Și plus 2, da. Ei, multiplul de 4 plus 2 niciodată nu e pătrat perfect. Deci trebuie ajunge așa. Da. Multiplul de 4 plus 2 niciodată nu e pătrat perfect. Păi da. Domnul profesor, multiplul de 4 știe rețeta, practic. Multiplul de 4 plus 2 niciodată nu e pătrat. Da, copiii cum să știe? Asta, dar olimpicii trebuie să știi, da? Deci, multiplul de 4 plus 2 trebuie să arătăm că niciodată nu e pătrat perfect. Corect. Da? Da. Asta este. Da, haideți să-mi opresc că... La revedere, știți să știți să-mi spun că vreau și mă dărim o seară pe bătă în continuare. Nu uitați de la și chiar. Așa, se fac 3 minute. Da? Multiplul de 4 plus 2 niciodată nu este. Chiar cum știi că 2, 3, 7, 8 nu este și multiplul de 4.